Ce se întâmplă? Ce e cu gălăgia asta? Ce se întâmplă, domnișoar? Câțiva locatari nemulțumiți. 10 milioane. Da, dar pare că tot blocul e nemulțumit. E, se exagerează. Haideți mai bine să vorbim în birou. Vă dau toate. Unde-s banii din fondul dormant? Huuu! Haideți, vă rog. De la Național TV, sunteți, nu? Stați puțin. Vă rog. Cum s-a ajuns la această situație delicată cu locatarii? Se exagerează. Eu nu trebuie să dau explicații nimănui în primul rând. Pentru că nașul meu m-a pus în funcția asta și nu-i. Da, da, dumneavoastră sunteți plătit de acești oameni care sunt supărați și poate pe bună dreptate. Dreptate la mine. De când sunt eu în această funcție, am adus blocului numai îmbunătățiri. Care sunt aceste îmbunătățiri? Bună întrebare. Haideți să vedem împreună atunci raportul pe cheltuieli de anul acesta. Pantofi, cămăși, benzină, televizor. Nu, asta e protocol, stați puțin. Ah, uitați. Cuier, 5400 de lei. Oglindă. 5400 de lei un cuier? Dar ce, vine cu tot cu haine sau? Vă dați seama că nu costă un cuier atâta, dar am luat pe toate scările. Câte scări sunt? Două scări. Și le folosește cineva? Vă dați seama că nu. Cine își lasă hainele în scar? Are cineva încredere? E mai mult de design, dar suntem singuri din cartier cu așa proiect. Pot să vă și eu? Bineînțeles. Ah, văd că aveți și reclamații aici. Îmi dați demisia, rușine. Dar nu prea sunteți iubit. Se exagerează. Pe mine mă iubește Dumnezeu și mulțumesc pentru norocul meu. Vă mulțumim pentru timpul acordat. Aceasta a fost ediția de azi de la Umor Național. Pe data viitoare. Cicule, n-am mai auzit cuvintele astea pe undeva? Mă iubește Dumnezeu și îi mulțumesc pentru norocul meu.